Pe tot parcursul lunii iulie, inspectorii OPC au efectuat 24 de acțiuni de control la operatorii economici care comercializează produse alimentare. Verificările au vizat protecția consumatorilor în ceea ce privește comercializarea, depozitarea și expunerea produselor alimentare. În cadrul acestora, inspectorii OPC au avut parte de adevărate surprize. Mezelurile erau păstrate în vitrinele frigorifice la temperaturi de aproape 40 de grade. Având în vedere temperaturile caniculare, instituția noastră a declanșat un control tematic propriu care a vizat modul de respectare al temperaturilor de depozitare și păstrare a produselor alimentare. În acest scop au fost verificați 24 operatori economici. La 4 dintre operatorii economici s-a constatat faptul că produsele de ciocolaterie, mezelurile erau păstrate la temperaturi necorespunzătoare, respectiv temperaturi ambientale peste 35 de grade Celsius. La unul dintre operatorii economici, în vitrina frigorifică unde erau expuse preparatele din carne, temperatura de depozitare era de 12 grade Celsius, motiv pentru care preparatele prezentau și caracteristici calitative organoleptice neconforme, respectiv mucegai și ligă pe suprafață. În cadrul acțiunilor de control au fost întocmite 5 procese verbale de constatare a contravenției, prin care s-au dispus măsurile de oprire definitivă și retragerea voluntară din circuitul consumului uman a 36,720 de kilograme produse alimentare în valoare totală de 394 de lei și au fost aplicate 4 amenzi contravenționale în valoare totală de 14.000 de lei și un avertisment.